Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Lux Sport Live. Sunt Gianina Iacob. Am onoarea ca doi dintre marii campioni olimpici ai României, Marius Surzică și Andreea Răducan, să-și sărbătorească astăzi, 30 septembrie, ziua de naștere, la noi în studio. Dragilor, la mulți ani și vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat să veniți chiar de ziua voastră la noi. Vă mulțumim. Vă mulțumim din suflet. Cum vă se face că sunteți născuți în aceeași zi? Și nu doar asta este interesant, ci faptul că fetițele voastre sunt născute și ele în aceeași zi. Zi care a fost în urmă cu câteva zile, să spun așa. Andreea, tu împlinești 37 de ani, Marius, tu 45. Într-adevăr, nu e același an, dar aceeași zi, aceeași lună, da. Păi, cred că lucrurile nu sunt întâmplătoare, probabil. Uneori întâlnești oameni în viața ta cu care se întâmplă să ai legături, coincidențe, să spunem. Slavă Domnului, la noi sunt coincidențe fericite. Iată, născuți în aceeași zi, campioni olimpici, la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, mă refer la Sydney 2000. Micuțele noastre, așa cum bine spunea și Marius și tu, născute în aceeași zi, sunt chiar lucruri minunate care ne leagă și nu putem decât să ne bucurăm că am putut sărbători și performanțe sportive, dar și aniversări împreună. Marius, când ai aflat că ești născut în aceeași zi cu Andreea? Odată ce am început competițiile, bineînțeles că văzând participanții și absolut tot, din România apărea Andreea Răducan, care tot 30 septembrie. Deci de atunci am aflat și din păcate nu de fiecare dată am reușit să ne sărbătorim cum astăzi o facem astăzi la dumneavoastră în emisiune, dar ne bucurăm să fim în aceeași zi, ne bucurăm că suntem campioni și ne bucurăm că și fetițele noastre sunt tot în aceeași zi născute. De fetițele voastre, când ați aflat că sunt născute în aceeași zi? Sincer, eu de curând, Marius mi-a spus, știi că în afară de faptul că noi suntem născuți pe 30 septembrie, în aceeași zi, și fetele noastre sunt născute pe 25 septembrie, tot în aceeași zi, așa încât a fost încă un motiv de bucurie, faptul că avem așa o emoție pozitivă în aceeași zi și pentru cele mici, dar și pentru noi. Și chiar dacă, așa cum Marius spunea, n-au fost foarte multe momente, poate când am putut să ne sărbătorim împreună, tocmai pentru că fiind toamnă, de obicei sunt competiții importante, campionate mondiale, de cele mai multe ori sau Jocuri Olimpice în această perioadă a anului, așa încât eram concentrați la pregătirea pe care o aveam de desfășurat pentru competiția respectivă și atunci când ne rămânea timp, ne transmitea măcar un la mulți ani, deși băieții se antrenau în București, iar noi fetele la Deva. Care a fost cea mai frumoasă zi de naștere pentru tine, Andreea? Pentru mine, acum. E greu de spus care a fost cea mai frumoasă zi de naștere, însă cred că cea mai inedită, dacă pot să spun așa, a fost cea pe care chiar am sărbătorit-o împreună alături de Marius, odată cu întoarcerea delegației României de la Jocurile Olimpice de la Sydney. 30 septembrie a fost ziua în care am revenit în țară. La mine a fost cumva amestecat așa și cu tot felul de trăiri la acea ediție, și dintre cele mai plăcute și unele care au adus multă amărăciune și în sufletul meu, însă revenirea acasă și mulțimea de oameni care ne-a așteptat, plus faptul că am fost împreună cu o mare parte din delegație care a concurat, sportivi care au concurat la Jocurile Olimpice, cei mai mulți dintre ei cu rezultate foarte bune, căci acea ediție a Jocurilor Olimpice a fost una cu totul și cu totul specială. Am fost pe locul 11 pe națiuni, deci cei mai mulți sportivi români au reușit să câștige medalii. Așa că a fost o energie frumoasă, o energie bună, emoții plăcute de care eu mi-amintesc cu mare plăcere. Pentru tine, Marius, tot acea zi a fost? A fost într-adevăr acea o zi minunată, o zi inedită, pentru că nu reușeam, fiind la Deva, iar noi fiind la București, să reușim să sărbătorim. Atunci a fost de așa natură încât am fost în aer și ne-am sărbătorit în aer. Pe avion, da. Da, pe avion. Dar ca și sărbătoare, cred că fiecare an împlinit aduce pentru mine bucurie și l-am sărbătorit de fiecare dată la nivelul la care eram. La 18 ani, bineînțeles, că am sărbătorit cu prietenii. Mai târziu, cu anii cum au trecut, m-am bucurat să fiu alături de familie, alături de copii, ceea ce a fost minunat și este în continuare un lucru extraordinar să fie și alături de mine. Credeți în coincidențe? Da,
cred cumva că lucrurile nu sunt întâmplătoare și cumva fiecare dintre noi cred că ajungem să trăim această viață cu un scop, cu un motiv și fiecare dintre noi cred că trebuie să-și descopere într-un fel sau altul menirea și depinde de noi cât de frumoasă facem povestea asta și cum alegem să o trăim sau să trăim etapele care ne sunt date de trăit, să zic așa. Și cam care credeți că ar fi coincidența acestor coincidențe? Asta deja e o întrebare capcană. E destul de complicat de spus, însă probabil că la un moment dat și timpul ne va arăta motivele pentru care uneori lucrurile se întâmplă într-un fel, deși poate că noi nu întotdeauna suntem de acord cu ceea ce se întâmplă sau modul în care se desfășoară anumite evenimente în viața noastră, însă de multe ori de asta se spune că este foarte important să ai răbdare, să ai înțelepciune, să aștepți momentul potrivit pentru a înțelege de ce se întâmplă lucrurile într-un fel sau altul. Așa că nu putem decât să ne luăm răgaz, ne rugăm să avem înțelepciune și să facem deciziile sau să luăm deciziile cele mai bune pentru noi. Eu cred că coincidență este și faptul că născuți în aceeași zi am făcut același sport, tot în ramura al gimnasticii, feminin-masculin, și am reușit în același timp să devenim amândoi campioni olimpici. Ce, cum ți se pare asta? Este un lucru extraordinar pentru doi oameni care fac același sport, deci este, nu știu, poate... Să împărtășim și mai multe bucurii. Pe lângă bucuria faptului că împlinești o frumoasă vârstă, să spunem, 18 ani, 20 de ani și împarți cumva același sentiment de bucurie, este odată în plus trăirea faptului că ai putut să împărtășești și emoția câștigării unui trofeu atât de important cum este medalia de aur la o competiție olimpică. Da, cred că asta contează, empatia, pentru că tu l-ai înțeles pe Marius, Marius te-a înțeles pe tine, dovadă că, uite, și acum aveți o legătură destul de strânsă, nu? Sigur, am comunicat foarte bine și în perioada în care am lucrat împreună, pentru că, sigur, nu am concurat nici în aceeași echipă, nu ne-am antrenat nici în aceeași sală, însă am mers împreună la competiții, de asemenea am colaborat în scurta perioadă de la Federația Română de Gimnastică, unde eu am fost și din punctul meu de vedere, Marius este unul dintre cei mai a fost cel mai complet, unul dintre cei mai compleți sportivi, dar și pentru pasiunea și dedicarea pe care o are, consider că este unul dintre cei mai buni antrenori și cred că cel puțin la modul la care se desfășoară lucrurile astăzi și poate modul superficial în care oamenii privesc anumite situații, eu consider că este unul dintre oamenii care pentru dedicarea pe care o are, pasiunea pe care o are pentru sportul pe care l-a practicat și pentru modul în care antrenează astăzi, este un om de care avem o reală nevoie, cel puțin în sportul nostru, la gimnastică mă refer. Voi și semănați așa ca fel de a fi? Pentru că ce zodie acum? Balanță, nu? Adică cum vedeți asta? Eu asta cred că da. Eu cred că semănăm pentru că amândoi am avut un țel, un țel bine determinat și am luptat până la capăt, indiferent de probleme de sănătate care intervin la un moment dat în sportul de performanță sau de altă natură. Am reușit să trecem peste ele și să reușim să vedem acel vis împlinit. Cum vedeți voi un campion olimpic, mai ales că și sunteți deja? Cineva care s-a născut să fie campion olimpic sau cineva care a devenit campion olimpic prin muncă și alte daruri? E greu de... adică mi-este greu să am convingerea că voi găsi răspunsul cel mai corect, pentru că cumva cred că oricât de mult talent ai, în momentul în care consider că te poți baza doar pe talent, fără să depui efortul necesar obținerii unei astfel de performanțe, e greu de crezut că poți să ajungi doar prin talent acolo sus. Pe de altă parte, cred că totuși în momentul în care niște lucruri trebuie să se întâmple așa, parcă oricum ai ocolit tu sau ai vrea să faci lucrurile în felul tău, ele totuși urmează cursul firesc. Așa încât este dificil în momentul ăsta să pot da un răspuns foarte convingător și clar. Eu am ales, cel puțin conștientă fiind de harul pe care l-am primit, de acest talent de a practica gimnastică și de faptul că am ajuns pe drumul potrivit,
Am ales să fructific la maximum, să mă gândesc că este până la urmă un dar pe care l-am primit și că e păcat să irosesc, deși, repet, nu înseamnă că a fost simplu și că nu au fost obstacole și că nu au fost momente, poate, când am considerat că poate ar fi mai bine să renunț și să mă dedic doar învățăturii, doar școlii și să încerc să fac altceva. Însă, probabil că, într-adevăr, atunci când trebuie să se întâmple lucrurile, chiar dacă ai momente în care ieși din decor puțin, revii la pe drumul care duce către ceea ce ai tu de îndeplinit. Marius? Cred că foarte important este și faptul de a avea oameni determinați pe lângă tine, pentru că indiferent cât talent sau cât de mult ai muncit, dacă nu sunt și persoanele care să răspundă și să te ajute în toate situațiile dificile sau mai puțin dificile, nu reușești să ajungi la înaltă performanță. Deci, ca atare, un mare rol în toată pregătirea oricărui sportiv din orice ramură este și antrenorul. Deci tu și așa vezi, nu? Așa văd, pentru că dacă cineva nu te sprijină, poți este să ai firesc. Talent și acel talent se irosește pentru că nu este folosit la maximum, sau poți să fii un muncitor, dar dacă nu muncești ceea ce trebuie și nu ți se impune, nu neapărat impune, nu ți se spune ceea ce să faci și care sunt pașii care se urmează, posibil să greșești. Deci, ca atare, din punctul meu de vedere, este foarte importantă și strategia și oamenii care sunt în spatele oricărui sportiv care ajunge să facă performanță. Ce îmi spui tu acum trezește în mine recunoștința. Eu citesc în acest moment o carte care se numește Magia și acolo este vorba despre recunoștință și vis-a-vis de ce spuneai tu, cumva e nevoie să fim recunoscători oamenilor că și-au dat voie să ne vadă, ne ajuta într-un anumit domeniu și asta îmi dă de înțeles ce spui tu vis-a-vis de antrenori. Știi? Antrenorul exact. Respectiv te-a văzut, pentru că putea să fie un antrenor care să nu te vadă. Da, și nu doar să valorifice șansa ta și calitățile tale pe care le ai în sportul pe care l-am făcut eu. Deci este foarte important. Pentru că tot vorbim despre magie, noi, echipa Lux Sport Live, avem o surpriză pentru voi, așa că bucurați-vă de ea! Andreea, la mulți ani! Mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc foarte mult! Cu chiar mare e surpriză drag și o bucurie! Să mulțumesc te bucuri! Mult. O să aprindem acum și lumânărica, dar nu înainte de a-i da tortul și lui Marius! Ce drăguț! La mulți ani, Marius! Mulțumesc din suflet! Torturile mulțumesc. Sunt din partea echipei Lux Sport Live, dar cu ajutorul doamnei Cristiana Copos, care s-a gândit la voi, face și ea parte dintr-o familie de sportivi, să spunem așa, a stat cu sportul mai tot timpul în casă și s-a gândit cu drag la voi prin intermediul nostru. La mulți ani, haideți să aprindem și lumânările. Cred că puteți să lăsați jos până la pauză. Mulțumim foarte mult pentru că v-ați gândit la noi și pentru surpriza dulce, de asemenea doamnei Copos. Știm că prăjiturile sunt excelente de acolo. Marius, este un moment de care o să ne aducem aminte. Sigur, mai puțin de mai rar se întâmplă. Păi meritați și voi. Să ne punem și o dorință, nu? Da, păi dacă tot ne-ați apres. Păi vezi, trebuia să ținem aici tortul. Hai să ne punem o dorință, Marius. Bine, tu dorința ta și eu dorința mea. Da. Ca să fie două. Poate va fi coincidență și va fi... Nu le spunem să se îndeplinească. Bravo! La mulți ani! La mulți ani, să fiți fericiți din suflet. Să vă manifestați spiritul ăsta frumos pe care fiecare dintre voi îl aveți și în continuare, nu doar prin sport, cred că cum deja o și faceți.
Vă știu pe amândoi de foarte mult timp, am crescut practic și eu în meseria mea de jurnalist cu voi. Îmi pare rău că nu te-am mai prins sportiva Andreea. Pe tine n-aveam cu se, pentru că eram deja la mine la Caracal, dar la Andreea mai aveam puține șanse. Dar mă bucur mult de tot că am interacționat cu voi și apoi și pentru mine este, să știți, un vis împlinit să am niște campioni alături de mine, campioni la care mă uitam la televizor când eram mică și plângeam pentru ei. Mi-aduc aminte de tine, Andreea, că odată cu lacrimile tale vărsate, la fel vărsam și eu lacrimi pentru că eram empatică de mică și mă și gândeam cum poate să ia medalia fetei ăsteia. Să nu mă faci să plâng acum. Am început râzând și chiar glumind această emisiune și aș vrea să încheiem la fel, așa că să nu mă faci să plâng, că mă mai emoționez și eu. Da, ca fiecare, na, suntem oameni și una dintre... Nu știu cum să spun, nu știu dacă e neapărat dorință, dar poate să fie și dorință împlinită pentru mine, este că vă întâlnesc pe voi, care ați făcut atât de multe lucruri frumoase pentru țara asta și sunteți atât de oameni, atât de umani și dau seama că, până la urmă, diferența între noi toți este exact cum îmi place mie să spun și pe rețelele de socializare, manifestarea divinului din noi. Cu toți suntem divini, dar avem nevoie să fim conștienți că suntem divini și voi v-ați arătat divinitatea nu doar prin aceste medalii. Sunteți campioni olimpici, sunteți campioni absoluți, absolut ai României, să spunem, un campion absolut. Și vă mulțumim mult de tot pentru tot ce faceți, vă spun asta în numele românilor și pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Sincer, este cea mai mare mulțumire atunci când oameni simpli pe stradă te opresc și se mai întâmplă și acum, chiar dacă au trecut atâția ani de la Sydney, și ne opresc și mie cel puțin îmi spun, am plâns lângă tine la tremur. Este cea mai mare satisfacție pentru că am reușit să aducem o fărâmă de bucurie printre multele griji care le are fiecare persoană în parte. Vă dați seama ce ați făcut voi pentru români? Este incredibil. V-ați ajuns să vă creați misiunea și în același timp să vă și materializați pe planeta Pământ. Bravo vouă! Marius, tu mai ai o surpriză și tu, ai și tu surprizele tale. Eu am o surpriză, bineînțeles. Hai să te ajut aici. Îți mulțumesc din suflet, Andreea, dăm voie Marius, să-ți mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc din suflet. Sănătate multă și să avem parte de tot ceea ce e frumos și pe viitor. Ce drăguț, mulțumesc din suflet. Vezi, a trebuit să așteptăm atâta mari de vreme, să ne vedem și să ne oferim flori și să primim tort. Îți mulțumesc foarte mult. E chiar o surpriză grozavă astăzi. Și cumva neașteptată, m-am gândit că o să povestim într-adevăr despre aniversarea noastră, dar nu cu atât de multă emoție și poate nu cu atât de multe surprize. Meritați. Dar așa cum povesteai de recunoștință, eu de asemenea sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am reușit să trăiesc în viața asta și pentru tot ceea ce primesc astăzi ca mesaj chiar din partea oamenilor care și aduc aminte de toate lucrurile pe care le-am făcut, deși mi se pare că a trecut multă vreme de atunci. N-aș simți că au trecut poate 20 de ani de la Sydney sau de la primele campionate mondiale, însă lucrul cel mai important este că atunci când prin performanța ta reușești să câștigi respectul oamenilor și mai mult decât atât să aduci atât de multă bucurie, nu se poate ca și spre tine să nu se întoarcă lucruri bune și frumoase. Ori pentru asta sunt extrem de recunoscătoare. Mulțumesc încă o dată pentru tot. Cu mare drag. Mai avem o surpriză pentru voi, în special pentru tine, Andreea. Octavian Belu este în legătură telefonică directă cu noi. Bun găsit, domnul Belu, mulțumim mult de tot. Bine v-am găsit. Vreau să vă felicit pentru inițiativă. Eu sunt un spectator pasionat de gimnastică și vreau să particip eu la petrecerea voastră. Păi vă așteptăm. Le urez celor doi campioni toate cele bune, să li se împlinească toate dorințele, să-și realizeze toate visurile, să fie sănătoși și să ajute gimnastica românească. Uite, Marius a și început cu un viitor campion. Așteptăm și de la Andreea să vedem cum orientează cei doi copii către gimnastică sau de ce nu către alte sporturi. Dar oricum, inițiativa voastră este de lăudat. Ia să-i mai scoatem puțin de la naftalină pe cei care au făcut istorie pentru sportul românesc. Iar în rest, eu îi văd ca două modele demne de urmat. Din păcate, iată, o
să spunem, o rază de lumină într-o atmosferă cu tot respectul pentru cei care admiră gimnastica, într-o atmosferă total neprielnică. Nu vreau să vă stric petrecerea, dar e bine că mai aducem aminte de cele întâmplate, nu cu mult timp în urmă, că nu e acum o jumătate de secol sau acum un secol, dar se pare că tendința nu este cea mai fericită. Iată, gimnastica, și Marius poate să confirme, și Andreea, cu lumini și umbre, a făcut ce a putut să facă aproape 40 de ani. Iar cei care acum analizează întâmplările de acum 20, 30, 40 de ani, nu fac decât să scoată la lumină eventualele aspecte mai puțin plăcute și să uite performanțele acestor oameni care pur și simplu s-au dedicat unei pasiuni, neforțați de nimeni, neabuzați de nimeni și într-o atmosferă pe care eu cred că dacă ar lua-o de la capăt și-ar dori-o și în activitatea pe care au desfășurat-o în continuare. Deci eu zic că să ne bucurăm astăzi pentru această întâlnire a celor doi campioni pe care voi ați provocat-o. Eu fiind la telefon doar am auzit că Marius a oferit o surpriză Andreei. Andreea probabil se revanșa după aceea. Dar eu, nu numai că aș face un turneu în țară, nu numai cu ei doi, și cu Mona Roșu, care iată am auzit acum pe rețele de socializare că se pregătește și ea să aducă un campion sau o campioană pe lume. Deci aceste modele nu trebuie lăsate să se prăpuiască și poate de undeva, cândva, va mai răsări o speranță și la băieți și la fete, pentru că suntem un popor talentat, popor pasionat, un popor care a dovedit că are talente nu numai în gimnastică sau în sport, dar și în cultură și în artă și ce vreți voi să scoateți la lumină în astfel de momente. Deci, încă o dată, la mulți ani, amândouă, să fie sănătoși, să treacă cu bine peste momentele astea grele prin care trecem cu toții și să ne revedem, de ce nu, la o sărbătoare a campionilor, atunci când se va putea face cu mai mult de 50 de persoane în sală și în condiții mult mai prielnice. La mulți ani și petrecere frumoasă amândouă! Mulțumim mult de tot, domnul Bel. Mulțumim mult de tot că ați acceptat. Nu știu, o ultimă întrebare, dacă mai stați cu noi, dumneavoastră, considerați că v-ați încheiat? Stau cu voi cât vreți voi, dar prea ai tu timp să... Mai am 2 minute până la pauza de publicitate. Să-mi fiu scurt. Așa, credeți că v-ați încheiat misiunea în a mai construi gimnaști la fel cum îi avem pe cei de astăzi? Astăzi, eu zic că la un moment dat trebuie să mă uit și în buletin, dar... din punct de vedere al capacității de muncă, al motivației, oricând pot să dau o mână de ajutor celor care o solicită. Și eu sunt de părere că potențial încă avem, sunt încă probleme administrative, probleme financiare, alte genuri de probleme pe care nu le rezolvă nici Andreea, nici Marius. Așa, dar eu cred că trebuie să se întâmple ceva mai spectaculos, așa, pentru ca să se dea un restart în sportul românesc în general, nu numai în gimnastică. Și eu cred că ei, și nu numai ei, dar cei de vârsta lor vor fi cei care vor avea la un moment dat pâinea și cuțitul în mână și vor hotărâ situația sportului pe termen mediu și lung. Pe termen scurt, Olimpiada e la anul, cealaltă din 24 va fi peste câteva zile, așa, simbolic, zic, dar trebuie făcut ceva pentru următorii 30 de ani, nu pentru următorul ciclu olimpic. Bun, domnul Belu, vă mulțumim mult de tot și vă așteptăm și pe dumneavoastră aici în studio, ca să facem o emisiune fără publicitate, să zic așa. Fără publicitate, la 5 metri distanță, cu mască și cu... substanțe dezinfectante de jur împrejur. De ce nu? La un moment dat, de ce nu? Vă așteptăm, vă mulțumim mult de tot!
Numai bine, sănătate și mulțumim. Succes. Mulțumim. Mulțumim mult. Da, îi mulțumim domnului Benu pentru că a intervenit în direct acum să vă transmită și vouă la mulți ani și îi mulțumim pentru că v-a creat. Chiar v-a creat, Andreea, a creat o generație sau mai multe generații de campioane și la și pe podium, dar și în viața de zi cu zi, pentru că e clar că v-au insuflat așa lucruri despre viață, poate ca niște părinți. Îmi răspuns după pauza de publicitate, sigur, că vine peste noi, revenim. Yeah.